altceva, ce dacă aveți bani, tot ce vă doriți, de ce vă mai doriți să fiți și președinte? Da, uite, domnul Virela are dreptate. Că oricum, cu avionul mă pot și eu plimba, dar numai că mă plimb pe banii mei, ca ziarist, m-aș plimba pe banii dumneavoastră ca președinte. Cam asta ar fi diferența. Dar mai e o problemă ca președinte, nu știu dacă o să pot face emisiune aici în fiecare seară. Nici nu știu dacă e voie legal, la că sunt ăștia de nebuni, sunt în stare să interzică președintului să aibă emisiune la TV, dăm dintr-una într-alta. Plus că mai trebuie să primesc pe alți președinți sau să mă duc în străinătate. Asta cu dusul în străinătate nu mi-ar displace, că aș mai vizita și eu țări. Dar asta cu primitul m-ar enerva puțin. Nu mi-aș vinde televiziunea pentru nicio sumă. Nu o vindeți nici dumneavoastră. Când OTV-ul a fost închis, eu am cumpărat ziarul Oglinda în fiecare zi, ca să aflu câteva minute mai devreme că OTV-ul a fost redeschis. Foarte frumos. Mulțumim mult de tot. Și în acest mesaj sunt instigat să intru în politică. Elena din Brăila îl semnează. Mulțumesc mult. Vreau să vă spun că vă admir că ați reușit să faceți ceva în viață, zice un interesator, dar să încercați și dumneavoastră și sunt sigur că o să vă iasă, să faceți o anchetă la fosta Candia, unde muncitorilor s-au primit articole casnice de către Joana în schimbul semnăturii pentru susținerea acestuia și li s-au luat datele de pe buletin. Deci fel de fel de întâmplări. Altcineva zice în felul următor, tot despre asemenea nereguli în campanie electorală, că se pot frauda buletinele. Da, ne-a explicat și nouă în această seară la început invitatul nostru că se face și referendum și vot pe același buletin de vot. O să vedem ce va fi la alegeri. Oricum cel care va pierde va spune că au fost fraudate. Tu și cu televiziunea ta sunteți adevărații patrioți, toți caută doar interesul personal, în special cei din guvern. Și normal că cei care cer să se reducă numărul celor din guvern să aibă dreptate. Totuși România e o țară săracă și mică, să aibă atâția oameni în guvernul țării. Ei nu se simt prost când se întâlnesc cu mai mari altor guverne? Dar nu știu cum s-or simți, dar ce le pasă lor când au bani în cont și pot trăi din dobândă foarte, foarte bine. Alt cineva zice, și aici în străinătate fură de sting politicienii. Da? E posibil, am văzut și la case mai mari se întâmplă, dar mai fac ceva și pentru țara respectivă, politicienii aceia. Salut, Dane, să știi că mi-ești cel mai simpatic, cel mai agreat moderator TV. Sincer să fiu, ideea cu partidul OTV nu-i deloc grea, insistă și vei câștiga, zice Călin din Arad. Să vedem, numai că și asta costă bani, din păcate, dar o să vedem dacă ne descurcăm, cum și când. Dacă nu ne-au terminat ăștia până acum, că ne-am făcut televiziune, sigur o să ne termine când o să vadă că ne facem partid. Alt cineva zice, vă mai aduceți aminte de faza cu televiziunea prin internet? Da, era la un moment dat în discuții să facem prin internet, de disperat și eram, când nu aveam licență. Vă urmăresc din Italia, nu lăsați ticoloșii să vă facă rău. Dacă vă fac rău, dumneavoastră ne fac rău și nouă oamenilor celor simpli, corect? Și aici o să vă povestesc câteva lucruri, dar nu știu dacă o să mai avem timp acum. Dacă am pățit eu așa ceva, vă dați seama ce o să pățit dumneavoastră. De ce n-ai candidat la președinția României? Că sigur ai fi câștigat. De frică? Dorim răspuns în direct? Da, și de frică. Și de frică. O să intrăm în detalii, v-am spus în scurtă vreme. Sunt medium și am o predicție sumbră, vedeți, pentru dumneavoastră. Sfârșitul OTV e hotărât de toți dușmanii și nimeni nu-l va ajuta pe Dan Diaconescu. Ruine va ajunge OTV, vedeți? De aia, în loc să vând acum, așa că ar trebui să mai reduceți din cheltuieli, să puneți bani deoparte. E un mesaj din astral. Vedeți, domnule? Trebuie să ținem cont de asta, să ținem minte. Altcineva zice, să-i ferească Dumnezeu pe dușmanii OTV, să ne întoarcem acasă. Foarte multe mesaje, vă rugăm să nu vă descurajați și care vă atacă sunt invidioși pentru că aveți un rating așa mare, că OTV este un post atât de popular. Vă încurajăm să continuați ceea ce ați făcut până acum, spuneți adevărul despre mafia din România, demascați mafioții din țară din cauza cărora țara nu poate ieși din criză. Asta este vocea poporului, vă iubim, zice Zoli din Reghin. Trăiască OTV, încercați să faceți postul HD, ar fi genial. Nu mai spuneți atât adevărul că vă puneți viața în pericol, doar trăim în România. Bine, acum, orică mori așa de boală, orică de glonț, tot un drag. Vă salut, domnule Diaconescu, spune cineva, mă numesc Natalia Buhna, sunteți o televiziune de nota 10, de câte se vede, este o persoană cu suflet mare, sunt absolvența unității de stat din Republica Moldova, iată, spune doamna, care ne cere ajutorul. De ce nu se mai dau Mercedes-uri? V-am explicat mai devreme, se dau Fiat-uri mai multe, cei care au câștigat Mercedes-uri, din păcate le-au vândut aproape toți, taxele de înmatriculare, fiindcă trăim într-o Românie idiotă, tâmpită, nu țara, ci guvernată de niște idioți, taxele erau absolut uriașe și mai se și măreau sau urmau să se mărească. La Fiat, fiind o altă fel de mașină, taxele acestea sunt mai mici, iar noi, ca și organizatori, ne-am apucat să vă promitem că
plătim noi taxele astea și atunci dă sau urmează să dea sau dă falimentul peste noi, în timp ce alte televiziuni care mai fac asemenea concursuri nu plătesc aceste taxe, vă pun pe dumneavoastră să plătiți taxele, în fine, o întreagă inechitate și din acest punct de vedere, o mare nedreptate pe care am încercat să o oprim la timp decât să oprim întreaga emisiune. Acum, oricum, înțeleg că și de la organizatorii emisiunii, că emisiunea merge mult mai bine așa, oamenii sunt mult mai mult mai fericiți, că sunt mai multe premii, mai mici, cei drept, dar mai multe, și o să vedem ce se va întâmpla. De ce nu faceți o emisiune despre UPC, despre firma de cablu, să vedeți și ratingul, să aveți, o să facem și despre această firmă. Mi se pare mie, sau de la Ceaușescu încoace toți președinții noștri, au numele care se termină în Escu, da? Ceaușescu, Constantinescu, Iliescu, Băsescu, zice acest telespectator. Da, așa e cu numele, e adevărat. Alt telespectator zice că e plecat din 92 în Spania și speră să se reîntoarcă. Nu vă sfătuiesc să o faceți prea curând, această reîntoarcere. Tocmai ne spuneați de mama Diana Emanu și că a venit la OTV. Ce s-a întâmplat și când o să dați caz? Da, a venit să ne ceară ajutorul, fiindcă procurorul de acolo, dacă ați mai auzit așa ceva, s-a întâlnit probabil cu judecătorul de caz și judecătorul i-a zis mamei Dianei Maloș să-i facă o cerere către procuror, să-i ceară doamna Maloș exact procurorului ce să facă în caz. Deci procurorul cere și el ajutorul acum mamei Dianei Maloș. Sigur, asta poate să fie de bine, poate să fie de rău. Cert e că asta s-a întâmplat și de asta a venit dânsa la București, ca să o punem în legătură, să o ajutăm cu un avocat pe această temă. Iulian mă numește și sunt curios dacă ne puteți spune cum știți că un telespectator urmărește postul dumneavoastră de televiziune sau cum se află așa zisul rating. Poate v-am mai povestit să nu se supere ceilalți telespectatori. Cei care fac aceste sondaje de opinie printre dumneavoastră sau cum să spun, cei care urmăresc sau care măsoară audiența, susțin, ceea ce noi oricum nu avem cum să controlăm, că în casele a 1000 și ceva de familii care acum ne urmăriți, s-ar afla niște aparate înfipte în televizorul respectiv, care aparate conduc către o unitate centrală, către un calculator de aici, din București, niște informații prin care află ei, dumneavoastră, ce faceți cu telecomanda în casă. Adică cum butonați dumneavoastră de pe OTV, pe ProTV sau invers, câte minute stați pe OTV, câte minute stați pe Antena 1. Și a doua zi dimineața, ei ne trimit aceste cifre cu o marjă de eroare, spun ei, mă rog, de 3%, destul de importantă. Noi însă nu avem cum să-i contrazicem și la ele ne raportăm. Ele pot fi false, ele pot fi în acea marjă de eroare și atunci acel 3% poate să dea peste cap orice clasament, fiindcă ele sunt sensibile, egale, audiențele, evident, între posturi sau între emisiuni, între ore. Dar așa se calculează audiențele. Acum, sigur, ar trebui dumneavoastră, telespectatorii care aveți așa ceva acasă, să-mi dați SMS-uri sau mail-uri, să-mi confirmați sau nu, că chiar le aveți. Că s-ar putea aceste audiențe să fie făcute undeva într-o bucătărie de apartament și să nu existe niciun fel de people meter, se cheamă acest scul, acest aparat, care ar fi în casă dumneavoastră și care ar înregistra el ce audiență face un post în fiecare minut sau altul. Interesant este însă că această firmă care măsoară audiențe are un monopol în România, este singura agreată de CNA și de agenție de publicitate și cum ar veni, ele dictează gustul dumneavoastră, ele dictează înspre ce televiziune se îndreaptă banii. Când zic gustul dumneavoastră, mă refer la faptul că în funcție de audiențele pe care dumneavoastră le înregistrați în acele aparate într-o zi, a doua zi televiziunea ați văzut și adaptează programul. Adică dacă dumneavoastră astăzi v-ați uitat foarte mult la un eveniment, la un caz, a doua zi, conform acelor audiențe, a doua zi televiziunile fac discuții numai despre acel caz. Dacă dumneavoastră nu v-ați uitat deloc, televiziunile abandonează automat acel subiect pentru totdeauna. Cam așa vă puteți explica dumneavoastră anumite campanii de pe anumite posturi, anumite seriale, anumite dezbateri care par fără sfârșit. Ele se fac fiindcă înregistrează audiență. Serialul Elodia în sine a continuat, fiindcă, conform acestor audiențe, dumneavoastră vă uitați într-un număr foarte, foarte mare. Acum, un alt telespectator zice, Crin Antonescu, va ieși președinte, Buzău este alături de el, hai până la această țară, mă rog, este a lui Traian Băsescu. Vă salut, domnule Diaconescu, vreau să vă întreb cum ați permis să fiți ironizat în videoclipul lui Puia. O să vedem acel videoclip, vă rog, nu ocoliți mesajul, spune telespectatorul.
Da, unii zic că mă ironizează, că mă atacă, alții zic că mă laudă, că, că el mi-ar face reclamă. Este un mare cântăreț. Eu am simțul umorului. El a apărut la noi în emisiuni de atâtea ori la OTV, când avea nevoie sau când avea tot felul de probleme. Așa că nu e niciun fel de supărare. Ați văzut cazurile de la Divertis, de la Mondeni, de la... Poate o să le trecem și pe ele în revistă, în seriile următoare. A apărut și un... videoclip cu Hitler, poate l-ați văzut în mai multe variante, dar asta cu Hitler, cu OTV-ul, circula pe internet, cred că de un an de zile. O să discutăm și despre aceste fenomene și ați văzut tot ceea ce comentează ziarele, numai ziarele de mâine, uite, pe care le-am în față, toate cu OTV-ul, pe pagina întâi. Câștigătorii caselor de la OTV aruncați în stradă? Se întreabă un ziar. Altcineva spune, Mădălina Odley, sunt o mare fană a emisiunii, vă urmăresc zilnic din SUA și dacă ați candidat la președinție, v-aș vota cu încredere, însă sunt de părere că sunteți o persoană prea sinceră pentru un post așa de mizerabil. Mult succes în continuare și așteptăm emisiuni cât mai interesante. Vă dați seama ce s-a întâmplat cu președinția dacă v-aș povesti eu în fiecare zi cine a venit la Cotroceni, ce s-a întâmplat la CSAT, că eu v-aș spune tot cu ăștia, cu serviciile secrete, ce informări aș primi, vi le-aș citi pe toate. Ca să mai aflați și dumneavoastră cancanuri despre politicieni, bârfe, socoteli, ar fi, cred că, la maxim. Adică am trăit și noi viața de plin până m-ar schimba ăștia, vă dați seama, un an, doi, dar ne-am distrat la culme, în sfârșit. Cristi zice, dacă toate numele se termenesc, înseamnă că puteți candida cu succes, da? Corect. Bine, poate câștigă Joana, să vedem atunci ce mai spune de regulă asta. În ce măsură va ajuta Serghei la redeschiderea OTV? Nu Serghei, Sorin Roșca Stănescu m-a ajutat la redeschidere. A, vă povestesc eu și cu cei care cărora aveam să le dau bani când s-a închis OTV-ul și cum mi-au cerut ei banii înapoi și sigur cu alții care m-au ajutat, apropo de bani, când s-a închis OTV-ul. Răzvan din Sibiu, orice ați zice, tot nu se va rezolva nimic în țara asta. Dacă aș avea banii dumneavoastră, aș angaja un lunetist. Nu știu de unde ați înțeles că am bani, am datorii, într-adevăr, foarte mult. Dani, hai să facem manifeste cu tot cine supără în această seară. Mai multă priză la populație, înțelegi ce vreau să spun. Nu știu, mai bună e o televiziune decât în manifestele, că la televiziune se uită toată lumea. Ați văzut că oamenii ies greu acum din casă, pensionarii sunt nemulțumiți, dar niciodată nu se mai adună la meeting. Ați adus preotul să sfințească nou sediu, că prea multe probleme aveți de când v-ați mutat. Da, aveți dreptate, ar trebui să chemăm preotul să sfințească. De timp am avut pe aici, ați văzut oameni care s-au iubit cu preoții, nu știu dacă ei sunt valabili să transmită mai departe acest har. Domnule Deaconescu, mă uit de zi de zi la OTV, mama vă admiră foarte mult. Nu putem micșura parlamentarii la jumătate și împărțiți în doi grupe, republicani și democrați? Ce credeți? Da, e o idee. Ce credeți dacă ar ști ce Tudor președinte ar putea construi case pentru oameni fabici? Aici e o problemă, vedeți că președintele nu are deloc putere în România, doar dacă are un partid care să și guverneze, dar în fine o să vedem ce se va întâmpla și dacă va ajunge Vadim președinte. Când veți începe reeditarea revistei Oglinda? Nu știu. Ziarele acum, publicațiile merg foarte, foarte rău. Nu vindeți OTV-ul și nu vă lăsați doborâți de acești mafioți care vor să vă doboare, zice domnul Dan din București. Eu știu, dacă ziceți dumneavoastră să nu-l vând, nu o să-l vând. Dar ce facem cu necazurile, cu piedicile, cu datoriile, cu problemele? Vreau să-mi trimite și mie un autograf cu dumneavoastră, se poate? Și de ce nu vă îmbrăcați și sport? Mă întreabă Cristi din Iași. Da, tot timpul apar la televizor de 15 ani, așa la cravată, la costum, așa îmi place mie să mă îmbrac când mă întâlnesc cu dumneavoastră. Când mai apuc câteodată, câte o oră pe zi, două, mă îmbrac și eu ca și dumneavoastră în blugi, în sport sau uneori când mai plec din țară, așa cum v-am spus, mă gândesc că nu mă întâlnesc cu nimeni pe acolo și plec așa mai n-aș parli îmbrăcat și acolo mă întâlnesc cu dumneavoastră și mi-e cam rușine că m-am îmbrăcat așa urât și regret că nu sunt la costum și pe acolo. Vă rog să faceți propagandă pentru votul obligatoriu. Nu fac propagandă, v-am spus, pentru ce? Pentru o prezență la vot în care dumneavoastră să anulați buletinul de vot. Țineți minte aceste cuvinte. Deci, cei care nu vreți să vă prezentați, fiindcă, evident, nu vă prezentați că nu aveți pe cine vota, ar fi foarte mișto să mergeți și să anulați buletinul la vot și ar fi 10 milioane de buletine anulate. Asta ar fi un succes pentru noi, poporul, să le arătăm ăstora că noi suntem stăpânilor. Dar, pe de altă parte, ar fi aproape imposibil să se mai fraudeze alegerile, fiindcă cele 7 milioane de buletine, odată fiind anulate de dumneavoastră, scrise așa cu pixul, puteți să înjurați acolo, să faceți ce vreți, semne obscene, ei nu ar mai avea cum să le bage în urnă ca fiind voturile altui candidat. Înțelegeți? Este foarte important.
Cineva, uite, m-a mai întrebat despre dinți, despre dantură, dar am să vă povestesc, cred, în episodul viitor. Ar fi interesant să faceți un radio, zice un telespectator, dar nu mă provocați, am vrut să fac radio de mic, mă rog, de 10 ani încoace, de 15 ani. Mă credeți că n-am putut să iau o licență de radio de la CNA? O să vă povestesc eu odată și cum e cu licențele astea de radio. Și când văd că n-am putut să iau o licență de radio, mă felicit că am putut totuși să iau o licență de televiziune. RB din Timișoara, sunteți instrumentul cel mai puternic al României, aveți forță, inteligență, puterea de a transmite fața adevărată a țării, să nu vindeți niciodată o TV-ul, dar nu știu ce ați face în locul meu, dacă ar rămâne și vreo 10-20 de milioane, n-ați plecat cu ei din țară, cine ar mai fi ca noi? Parcă ne vedem așa pe insule, pe acolo, ați văzut pe aia prin filme la sfârșit, când apar pe plajă și altcineva le face așa cu vantaiul, le face un curent sau ne face vânt. Vreau să merg la somn și am un fix patronul cu 50 cu caseta. Na? Ce mai contează? Patronul e post important, un post care acum este, să zic așa, pe locul 5-6 în România, un post foarte îndrăgit de televiziune. Ba nu, nu mai e patronul postului, a vândut între timp, a vândut acum un an sau doi. Dar lumea a rămas așa cu ideea că tot el ar fi patron. Deci câte indicii să vă mai dau? Vă apreciez foarte mult, Băsescu, spune tu că să nu tai din salariul la bugetar, sunt niște mincinoși și se ceartă în continuare telespectatorii, puneți, văd și mult suflet, văd în campaniile astea electorale dumneavoastră, telespectatorii, exact cum face și în tribunele meciului de fotbal, uitând că fotbaliștii se îmbogățesc și dumneavoastră rămâneți cu banii dați pe bilet. Altcineva spune, sunt Iuliana Mucuristate, voi televiziune cum știți, v-am spus sau am răspuns și la telespectator, s-a simțit schimbarea în bine cu Băsescu, nu suficient, dar se vede, mafia făcută de PSD se simte amenințată, primul român mort de gripa porcină în Austria a făcut infarct de fapt, păi vedeți, nu știam de caz, dar închipui, iar firma de înghețată Betty este a lui Băsescu, am prieten care au lucrat la Delta și bieți oameni au rămas fără slujbă. Da, nu știu de ce, am încercat, trebuie să țin OTV-ul departe de aceste afaceri murdare din politică. Nico, domnule Diaconescu, credeți într-o nouă revoluție? Nu acum, cred, sper, într-una, peste 10-20 de ani, când românii, din fericire, o să fie puțin mai atenți atunci când li se fură din buzunare. Felicitări, domnul Dan, vă rog, ajutați-mă și pe mine. Dezvoltați puțin, de ce evitați subiectul cu Zăvoan? Că nu l-avem evitat, v-am spus, v-am vorbit și despre clonare. Ce să vă mai spun mai mult de atât, o să vă spună, sper chiar ea. Dar ne păcat că n-ai candidat, pariez că ieșai, România are nevoie de un om ca tine, fă un sondaj de asta, ce s-a întâmplat cu ăla de era cu Popa? M-am spus, a plecat de aici de la noi în bună stare, a trecut de paza asta care o avem noi, avem niște bariere așa la intrare în nouă sediu, de parcarea noastră și am plecat pe drum. N-a vrut să fie condus, nu știu de ce, de mașina noastră, probabil. Avea o întâlnire, avea un secret. Și 100 de metri mai încolo, povestesc martorii oculari, un grup de oameni au sărit să-l bată. Acum, când a început altercația, cei de la pază de la noi, care erau și ei la 100 de metri așa și vedeau în zare ce se întâmpla, au sunat la 112 și a venit poliția foarte repede și a despărțit. Acum, nu știu mai departe ce s-a întâmplat cu el la poliție sau nu l-a luat poliția. Cert e că n-a mai apărut la noi, n-are telefon mobil și nu mai știm cum să dăm de el. Ne-ar părea rău să auzim că i s-a întâmplat ceva, dar să sperăm că este bine. Cert e că nu s-a dus nici la... El, ați văzut că aici tot clama, tot se lăuda că se va duce la Antena 1, cum se duc toți invitații de la OTV. Azi la OTV, mâine și la Antena 1. Dar nici la Antena 1 n-a mai ajuns. Ne-am fi bucurat să-l vedem acolo. Vrem și noi să știm din experiența ta pentru tineretul din ziua de azi. Vrem un loc de muncă, ce ne învățați? Se fac compromisuri pentru a intra într-o televiziune? Nu știu, sincer, ați văzut cum a fost atunci, povestea Mihaela Moise, angajată la OTV, ați văzut cum a plecat de la OTV, dar, în general, e cam greu acum, cam târziu pentru un tânăr. Nu știu dacă eu acum aș avea 20 de ani, aș mai putea să-mi fac propria mea televiziune, probabil că nu. Probabil că zarurile s-au aruncat imediat după Revoluție. Cine a fost atunci uite de mână și a făcut un rost în viață și doar copiii acelor oameni, presupun, vor fi realizați în cazul în care nu cheltuie toți banii părinților pe droguri. Dar sunt și tineri cu șanse astăzi care se realizează, dar din câte am înțeles, nu în România. Adică în străinătate, într-adevăr, cine e valoros? În Canada, de regulă am auzit în America. Eu am aproape toți colegii de liceu sunt în Canada. Bine, s-au adunat unii pe alții, s-au chemat unii pe alții și sunt toți fericiți pe acolo. Sau prin America, colegii de facultate, ai mei sau de liceu.
Domnule Diaconescu, aș vrea să intru în direct, poate o să vorbim în seara următoare în direct cu telespectatorii. Nu vă îngrijorați, OTV semnifică orgolios, triumfător, viteaz. Da, sunt bune inițialele. Mă gândeam cum să se cheme partidul, să nu zicem partidul OTV, să zicem chiar OTV. Și mi-ar fi trebuit niște inițiale. Mă gândeam la organizația TV, nu știu, nu știam de unde să pun. Orgolios, triumfător, viteaz, e o soluție foarte bună. Poporul e fricos, să nu spun prost, cine îndrăznește să le pună întrebări la acești Dumnezei parlamentari președinte. Votăm și noi după fețele lor. De ce nu candidați pentru președinție? Sigur câștigați. V-am explicat, o să vă mai dau detalii despre acest motiv. Și oricum nu sunt foarte sigur că odată ce aș fi candidat aș fi luat mai mult de 0,001%, fiindcă nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Am spus că s-au făcut niște sondaje, eu nu cred în ele, dar în fine, nu cred nici în astea, în care e dat Traian Băsescu sau Mircea Joana, sunt dați cu atâtea cifre atât de mari, la fel nici eu nu cred în sondajele alea care mă dădeau pe mine câștigător, după cum nu cred nici în sondajele astea de audiență, între noi fie vorba. O să vă arăt cum în niște pauze de publicitate, fiindcă v-am zis că banii se încasează pe momentele când publicitatea se difuzează, cum la anumite posturi de televiziune cresc audiențele. Adică, să înțelegeți, un post de televiziune are așa audiență, 0, 0,2, 0,3. Și când începe publicitatea, puteți crede, el ajunge la audiență de 2-3%. Cum se termină publicitatea? Hop, cum se duce iar la 0, cu alte cuvinte, dumneavoastră trezători este să nebuniți după clipul ăsta publicitare și căutați pauzele de publicitate și cum vedeți una, cum vă înfigeți acolo să o urmăriți, cunesați până la ultimul spot de publicitate. Ce mașină conduceți personal? Uneori Rolls-Royce, alteori Bentley. Alteori vara conduc o mașină mică Mercedes SLK. Dane, ar trebui să pui ca moto până la lege răspunsul lui Serghei la întrebarea cine sunt cei care conduc acum, spune Claudia din Timișoara, da, corect. Altcineva spune, sunt o profesoară pensionară, o fană învocată a dumneavoastră, după 40 de ani de muncă în care am pus minte și suflet, vi se pare corect să mi se dea o diplomă și o pensie de nimic? Nu mi se pare corect, dar dumneavoastră i-ați făcut pe ăștia mari, pe politicieni, în 20 de ani și ei așa v-au răspuns. Ați angajat un avocat stagiar pentru serviciu juridic? Avem avocații noștri de atât de mulți ani? Nu știu, o să vă pun în legătură cu avocații pe care avem. Avem avocați străluciți care, de bine de rău, au reușit să ne câștige toate procesele în care am fost băgați de diversi indivizi. Am uitat să vă povestesc, dar o să vă povestesc cum e cu plângerile la parchet, la DNA sau la DICOT, pe care mulți dintre români sau puțini dintre români ni le fac tot nouă. Și o să vă povestesc și fiecare caz în parte, dacă vreți, în cazul în care nu mă credeți. Aveți încredere în dumneavoastră? Vă rog mult, spuneți-mi pe cine să votez ca președinte, măcar un indiciu. V-am spus, mergeți la vot și anulați buletinul de vot, dacă vreți să mă ascultați pe mine, dacă nu, faceți cum doriți dumneavoastră. Și așa încalcă anumite reguli ale meseriei, că vă zic asta. Aveți mare curaj să puneți toate astea pe post, nu faceți ca alți patroni de TV, aș vrea să vă rog dacă mi-ați putea găsi ceva de muncă, cineva de 24 de ani, e sărăcie, Lucia, acum în momentul ăsta în țară, radiografie la suflet, de când faci finalul, nu întârzia, spune Felicia din Tulcea, o simplă întrebare, ce e de făcut concret ce e de făcut, v-am spus să schimbați repede politicienii, dar toți, adică și partidele care au fost până acum, ați făcut un EKG, uite, îmi spune Mihaela, durerea ce iradiază mâna stângă acompaniată de un junghi retrosternal ca o gheare suspiciune de angină pectorală. Nu, junghi n-am retrosternal, am doar durerea aia în mână. Mă rog, am luat niște medicamente, ketonal, dacă vreți vă și spun, și mi-a trecut. Credeți sincer că 2012 e sfârșitul lumii? Da, nu știu ce să cred, dar oricum îl trăim împreună, 2012 în direct, pe 22 decembrie 2012. Nu mai reluați cazul lui Drăgan, îi lăsați pe host să-l închidă între ei. Nu, chiar l-am reluat între timp, n-am mai apucat să difuzăm ce am investigat. Nicos Cudunis a fost acolo, înțeleg că alți tineri sunt acuzați acum de crimă, că l-au omorât pe Nicu. Nu adevărat, e criminal, o nebunie întreagă acolo. Așa cum am anticipat, când OTV s-a oprit din anchetă, s-a oprit și ancheta. Cam așa se întâmplă în România. Nu știu ce să mai facem mai întâi și la OTV. Suntem și noi totuși o mână de oameni, o singură televiziune. Lucrez în Ministerul Economiei, vă spun că aveți un admirator în persoana domnului Videanu, nu ezitați să-i cereți ajutorul, o să-i cerem. Am avut o noapte de pomină acum 4-5 ani când număram voturile
vorba vine prin telefon cu domnul Videanu și cu domnul Hrebenciuc și aici o fază de comă. Dacă vreți să vă povestesc într-o altă seară, acum nu știu dacă o să-mi dea și ei acceptul că așa ar fi frumos și Hrebenciuc și Videanu să povestesc faza. Atâta vă spun acum că se numărau voturile, votaseră dumneavoastră și fiecare acuza pe celălalt de fraudă, în fine, și nu se știa cine a câștigat, Năstase sau Băsescu, care erau 50-50%. Și la un dat Hrebenciuc a recunoscut înfrângerea pe la 3-4 dimineața, era la telefon în direct cu OTV-ul și a zis, spre surprinderea chiar și a domnului Videanu. Și zice, domnul Diaconescu, am numărat voturile, dacă vreți vă arăt caseta mult. Și a câștigat omul lui Videanu, mă rog, adică Băsescu. Videanu zice, da, domnul Diaconescu, vedeți, v-am spus eu, la numărătoarea noastră paralelă a ieșit că noi am câștigat. Și acum vă dau poanta, cum să spun, sau bomba, în emisiunea următoare, ca să vă țin puțin și eu pe dumneavoastră în tensiune și să vorbesc și cu oamenii, să vedem, fiindcă e bombă mare de tot, dacă explodează, cine știe, poate începe revoluția prea devreme și nu sunteți pregătiți, sau nu sunt ei pregătiți. Pe când OTV FM, zice un domn Florin, nu știu când o să putem face radio. Asta ne-ar mai trebui acum să facem și radio, oricum mai avem bani. Eu n-am bani să antifonez aici, să izolez fonic acest tavan. Dacă o mai țineți așa, în 2015 o să ajungeți președintele țării, lăsând asta la o parte, câți angajați al OTV, v-am spus 300 și ceva, foarte mulți oricum. Dacă îi puneți pe cei de la 100% adevărat, pe cei de la celelalte emisiuni, sunt chiar foarte, foarte mulți. Asta mi-ar mai trebui în 2015 cu președintele țării. Numai bine să ne plimbăm, să vă invit eu la mine pe iahtul OTV sau un avion nostru să ne plimbăm așa prin jurul lumii. Apropo, am înțeles că președintele țării și știu din vizitele de pe timpuri în care eram și eu invitat, că circulă cu un avion foarte mare, cu 100 sau 200 de locuri și care de regulă sunt goale, sau unele dintre ele sunt goale. Acum n-am înțeles niciodată de ce nu invită prin sondaj sau printr-o extragere, dacă vreți, la noroc sau cumva, de ce nu invită telespectatori sau, mă rog, votanți, dai săi, fine, oameni care l-au ajutat în campania electorală, acolo în avion, că tot alta costă drumul. Să invite așa, prin rotație, 20 de oameni, 30, din popor, să duc și oamenii pe acolo, pe unde să plimbă ei, stau în avion cu mine, să întorc acasă și prin rotație, măcar v-ați plimba și dumneavoastră, eu știu, 2.000-5.000 de oameni, cu avionul prezidențial. Adică mi se pare că ar fi ceva foarte cool asta. Eu asta aș face. Ar fi prima grijă mea dacă aș fi președinte. Să plimbe tot poporul cu avionul poporului, nu? De ce nu? Mai ales că nu costă nimic. Adică asta e culmea, că nu costă nimic. Sau, mă rog, aproape nimic. Acum, trebuie să-i spun Dumnezeu să binecuvânteze OTV, mulțumim la fel și dumneavoastră la fel să fiți binecuvântat. Sunt foarte, foarte, foarte multe mesaje de la telespectatori, nu știu ce să citesc mai întâi. Nu știu, să vă, haideți să vă arăt totuși ceea ce se întâmplă și în, zice un telespectator, vezi că după aia te închide ăștia că instigi lumea să anuleze voturile. Nu ne-am instigat oamenii, am spus ce sfat, ce aș face eu, așa vreau eu să fac. E dreptul fiecărui om să anuleze votul, nu e ceva ilegal. Haideți totuși acum să dăm legătura în Piața Romană, să vedeți ceea ce se întâmplă în acel groaznic accident de circulație, că m-ați întrebat de el. Pe urmă, vedeți ceea ce se întâmplă, da? Este un BMW rupt, terminat seria 5, au murit deja două persoane. 23 de ani aveau bietele, două fete moarte, șoferul însă culmea a scăpat, mă rog, deși din așa ceva e bine să, mai bine să nu scapi. Cu două victime, iată, vedeți, imagini nerecomandate telespectatorilor noștri mai tineri, de sub 15 ani. Totul s-a întâmplat în rondul de la S, probabil că au avut viteză foarte mare. Venea dinspre Universitate BMW-ul și mergea spre Guvern, pentru cei care știți configurația. A făcut acel viraj, presupunem și noi acum, reconstituim la rond și a intrat în stâlp, probabil. Da, stâlpul e căzut, îmi spune un telespectator, mergeți la Piața Romană, accident foarte grav cu morți, vedeți și stâlpul căzut, probabil că o fi avut 150 la oră, nu-mi dau seama. Oricum, mașina foarte puternică, acum s-a blocat la 120 și oricum, general, mașină rezistentă BMW-ul, dar uite că praf s-a făcut la acest impact. Ca de obicei, tot ceea ce e important aflați în primul rând de la OTV, vedeți și noi să cu această ocazie, deși o ocazie tristă, și asta e un alt motiv pentru care ne invidiază celelalte televiziuni.
ușor, ușor, cu timpul sper ca Televiziunea TV să vă transmită 24 de ore din 24 toate evenimentele importante care se petrec și în țară, nu numai în București. Costă foarte mult însă această întreprindere, dar se merită pentru noi, telespectatorii. Auziți și cu sunet ceea ce se întâmplă acolo. O noapte tragică pentru aceste tinere la 23 de ani. De-aia viața trebuie trăită din plin, azi ești, mâine nu mai ești. Vali! Vedeți, circulația e întreruptă acolo. Una din victime este și soția șoferului, trebuie să vă precizez, cu atât mai mare drama. De se fac acele măsurători. Imediat după aceea o să vă arăt și ceea ce v-am promis, acel clip sau pe care dumneavoastră l-ați invocat, acel clip cu puia, trecem de la una la alta, viața merge înainte, și acel clip cu Hitler care circulă pe internet, mă rog, să vedeți că e vorba de un fel de glumă despre OTV și despre celelalte televiziuni. De acolo i s-a aprins totuși o lumânare, parcă, sau n-am văzut eu bine, unul dintre decedați. Vedeți aici rămășițele impactului. Se vede că trăim în România, comentează Octav. Lasă mortul în mijlocul drumului să-l vadă toată lumea, incredibil. Bine, poate că vor să facă măsurători, nici eu nu-mi dau seama. Acum, oricum, telespectatorii au dreptul la opinii. Poate că în străinătate se procedează altfel. N-am avut ocazia să vedem așa ceva în alte țări. Șoferul a fost dus și el la spital, are și el totuși rani. Dar acum să sperăm că va supraviețui măcar el, deși soția lui i-a murit și a mai murit și prietena soției, presupunem. Dacă el era cu două femei, dintre care una soție, una era soție și ambele aveau 23 de ani. Cum facem și noi tot felul de speculații, lipsa unor informații oficiale, dar, în păcate, ceea ce e cert că au murit fetele alea două. Sigur că și drumurile noastre sunt cum sunt, dar acum noaptea șoferul nu avea nicio scuză, drumurile sunt libere, cel puțin în centru destul de late. Deci pur și simplu un impact între o mașină și un stâlp, nu e un impact între două mașini, poate s-a crezut la început. Eu continui între timp să citesc mesajele trăsatorilor, ziariști din toată România, uniți-vă, zice cineva, numai dumneavoastră puteți face ceva pentru țara asta. Mi-este teamă pentru dumneavoastră, zice George, aveți foarte mulți dușmani, cu dumneavoastră naiv, atât de bun și exagerat, de cinstit de drept. Uite, aici să dau niște explicații de către un martor. Aici să fac și câteva poze. Să vedeți, ambele cadavre sunt dezbrăcate. Acum nu știm de ce, cum au ajuns în situația asta.
Poate că hainele în timpul impactului au fost luate, mă rog, de fiarele desprinse din mașină. Vom afla mai multe despre acest accident, probabil în orele următoare. Cineva vrea să-i dăm numărul de la BMW. Bine, mulți acasă sunt îngrijorați să nu fie rudele lor, probabil, în mașină. Chiar în stâlpul în care a intrat BMW-ul, culmea culmilor, să spunem așa, e un banner, un stâlp, era un stâlp pe care scria Viața e frumoasă. S-a văzut mai devreme în imagini. Frumoasă ce, uite, au murit cele două. BMW-ul are, telespectatorul care întreabă, are numere străine, se pare. S-ar părea că numere de Franța. O să vedem exact. Trebuie să facem un zoom acum, da? Dar, ia să ascultăm pe polițai. Tata? Merge la toată lumea. Deci, în jurul orei 1.30, un autoturism marca BMW circula pe Bulevardul Magheru, iar când a ajuns la Piața Romană, datorită vitezei excesive, a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând violent într-un stâlp de iluminat public. Autoturismul s-a rupt în două, după impact, iar din acest accident a rezultat decesul a două victime, care s-au aflat pasageri în autoturism. Șoferul? Conducător auto deocamdată este la spital pentru îngrijiri medicale. Așa cum măsurător, pe ce distanță s-au împrăștiat resturile din mașină? Deci pe 50 de metri s-au împrăștiat resturile autoturismului. Avea viteză mare? Cam cât este mașina asta, ipotetic? Din primele cercetări, după urma de rulare pe care am găsit-o la fața locului, consider că peste 100 de km la oră. Comisar Popa Costel din cadrul Unității de Poliție Rutieră. Dar revenim în direct, ați văzut și ce le-a întâmplat acum în Piața Romană, acum haideți să vă conectez la celelalte materiale pe care vi le-am promis, adică acel videoclip pe care poate le știți mulți, cu Puia, vorbind despre OTV, într-o manieră negativă sau pozitivă, rămâne ca dumneavoastră să înțelegeți, și pe urmă acel clip cu Hitler, care vorbește despre faptul că nu poate fi și el invitat la OTV, în fine, și ceartă pe cei din jurul lui. Este de notat că pe tema acestui videoclip, care circula pe YouTube acum vreun an de zile și pe care poate dumneavoastră trăsătorii fideli l-ați mai văzut la noi la OTV, acum s-au cruit diverse clipuri electorale, evident, cu politicieni, cu aceeași scenă, dar cu anumite cuvinte schimbate. Dar haideți să vedem întâi melodia cu Puia și pe urmă să revenim la aceste dezvăluiri sau aceste răspunsuri pentru dumneavoastră trăsătorii pe care le așteptați de foarte, foarte multă vreme. Nu rata așa ce urmează, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Independentă, super inteligentă. Toată lumea apare la televizor, se lasă filmați chiar la ei în dormitor. Oricine poate fi actor, că nu e greu. Trebuie să abordezi producătorul cu tupeu. Spitalul de nebun are o gaură în gard, că mulți fug și nu știu cum dacă au scăpat. Apar în prime time, fac urât au drame. Producătorii își freacă mâinile când se înjură de mame. Circul Globus n-are căutare, ce e la televizor e mult mai tare. Nu-ți trebuie talent, îți trebuie o gură mare. Cu cât te faci mai mult de râs, reding busare. Toți sunteți oripilați, dar stați, stați, stați și vă uitați. I said no, this is not fair. Everybody's talking and I really don't care. Why is the worst?
vrem uite aici, e un parastas live cu colivă și mulți mici. Adu floricele, o sticlă de cola, nu vecina de la trei a murit sora. Toată lumea e porno, toți sunt sar pe val. Româncele sunt bune, bune și ne haine sar. Iau televizorul, solarul pe geam. M-am săturat de vipurile astea puse pe scandal. Bine ai venit în direct cu toate crimele. Invitatul de azi nu și-a luat pastilele. În timp ce alții ne fură să-și facă vilele, tu te uși la TV, ei mută chilele. Dacă mâine ar porni un război, ar fi penal. Soldații s-ar uita la cincea pagină din ziar. Nu să oprim niciun raid aerian dacă o să ne atace când e inimă de țigan. I said no, this is not fair. Everybody's talking and I really don't care. Why is the world so mean? I hope it's just a dream. I said no, life's not fair. I can change the world. I can change the world. Tot ce e normal pentru ei e banal, deci prost. N-o să apar pe post dacă nu ești gay sau lesbi, n-are rost. Tot ce e normal pentru ei e banal, deci prost. N-o să apar pe post dacă nu ești gay sau lesbi, n-are rost. Ce-o fi în capul lor, toți vor la televizor. Nici nu mai râd să mor, e bălăcean ca mult. Dacă nu e senzațional, e în zadar. Și de-asta când te uiți la știri, te bagă în spital. Ai rating fenomenal, invitatul meu penal. Fete pline de silicon, ajung un megastar. Ai două facultăți, îmi dai citate din Cioran. Dar rămâi cu ochii în TV când este vreun scandal. Doamnelor și domnilor, bine ați venit. Îl avem un invitat în studio, pe unul dintre cei mai prolifici și popor de la noi din țară, domnul Puia, aici alături de mine pe canapea. Domnilor și domnilor, senzațional, vreau să răspundeți prin SMS la 112 dacă există vreo legătură între muzica domnului Puia și dispărițiile misterioase de la noi din țară. Să știți că mai avem și alți invitați în această, în această seară la noi în garsonier. Băi, inteligentule! I said no, this is not fair. Everybody's talking and I really don't care. So mean, I hope it's just a dream. I say no, life's not fair. I can change the world. I can change the world. I said no, this is not fair. Everybody's talking and I really don't care. Why is the world so mean? I hope it's just a dream. I say no, life's not fair. I can change the world. Că vorbim despre mașini, am vorbit în această seară despre mașini, o să vedeți în celălalt studio al nostru din Ștefănești ceea ce se întâmplă cu mașinile Fiat care au fost puse la bătaie în ultimele săptămâni la emisiunea 100% adevărat. E bine, niciodată n-am anticipat ceea ce urma să se întâmple, fiindcă, desigur, trăim în România, dar nici chiar așa. Despre ce este vorba? În momentul în care s-a pus, să zicem așa, la cale organizarea emisiunii 100% adevărat, evident, noi ca OTV, ca televiziune, ne-am asociat cu mai mulți parteneri în acest proiect. E vorba de o casă de producție importantă din România și e vorba de o firmă de producție de televiziune, o firmă de televiziune de asemenea foarte puternică din punct de vedere financiar. Și atunci ne-am gândit la Maximum și ca studio, ați văzut și dumneavoastră, studio de la 100% adevărat, vi l-am prezentat la momentul respectiv, este de departe cel mai grandios, cel mai mare sau cel mai scump studio de televiziune din România în acest moment, e mult mai scump decât studioul de televiziune în care ne aflăm sau decât studioul de televiziune al Oanei Zăvoranu. Și apropo de asta, mulți dintre dumneavoastră mă întrebați despre Oana Zăvoranu, o să vă povestesc la momentul respectiv exact situația. Revenind acum la emisiunea 100% adevărat, ne-am gândit la studioul cel mai frumos cu putință, cel mai scump și evident la cele mai mari premii posibile în România. Și atunci a fost aleasă una dintre cele mai, ceea ce dumneavoastră nu știți, vă povestesc acum din culise, înainte de debutul emisiunii a fost aleasă una dintre cele mai importante mărci de automobile care dumneavoastră să vă fie dată ca premiu, dar neverosimilul aici a început. În sensul
că una dintre firmele cu care OTV-ul s-a asociat și care urma să se ocupe de achiziționarea acestor mașini și de înmânarea lor către dumneavoastră și evident de recuperarea acestor investiții prin numărul de SMS 1304 sau 1305 a întâmpinat probleme incredibile sau, dacă vreți, senzaționale. În sensul că atunci când au mers pentru prima oară la una din firmele importante din România să comande 100